Nicolae Petrovici de la Trinca Jedinец. Bună seara! Bună seara, Valentin. Știu că ați Ce avut o grijă, ați avut o zi foarte grea, cred că. încălcată. Două judecăți într-o zi. Spuneți ce s-a întâmplat? Vreau să aduc la cunoștință că am tăcat ordonanța procurorului de la judecătorului Birsan de la Iednița la Curtea de Apel Bălți, unde am fost invitat astăzi pe data de 6.06.2000. 18 am fost invitat la asta. Când am ajuns acolo, am stat mai bine de vreo 2 ore, fiindcă nu știu ce era făcut, că nu găseau dosarul. Dosarul care era venit de la ei, deci am stat vreo 2 ore. Știi, de la ora 9 am stat până la orele 11. Nu găseau dosarul. Tot am așteptat, am așteptat. Și în timp ce a venit, s-a schimbat și procurorul. Nu a venit procurorul care a dus materialul, care el cunoaște, dar o trimis un alt procuror, care el a spus că tu m-am întrebat de dâns, tu nu cunoști materialul, dar cum te-ai trimis? Și domnul Petroș, noi, fiecare procuror, dacă venim, noi ne trimite. Dacă avem dosarul, noi ne mergem cu toate dosarele. Dar noi nu. Noi ne spune tot ce să facem, ne informează tot ce să facem și noi văd. Eu spun cum asta să fie. Mă, dar nu pot să-i răspund la întrebările care nu se am. Și totuși la anile 11 și cred și ceva, au găsit timp de 2 ore noi am așteptat, au găsit dosarul, acolo era, nu știu, neînfundat el într-o parte, eu cu dosarul și ăla eram cunoscut și am spus. Dar asta a fost primul dosar cu gazificarea satului cetățenilor Tringa și școala sportivă la noi. Dar unii, domnul Cojocaru, care este, cum să spun el, șef cu gazul care lucrează la noi, la Trinca, Cojocaru, el este președintele și șeful. El o strâns bani de la cetățenii din satul Trinca ca să le facă gazificarea caselor. În timp ce a fost, noi am gazificat casele noastre, în halaua noastră, a fost o discuție foarte lungă cu dumnealor, că ei înșelau, ba 7.000, ba 8.000, ba 5.000, ba 4.000, până am ajuns la o înțelegere, că am găsit în monitorul oficial că se gazificează cu 2.800 de lei cu contul până pe casă se aduce. Fiecare cetățean. Noi am fost de acord cu această sumă și ne-am implicat și noi în sumă cu asta și am venit cu proiectul care a fost acolo tras pentru școala sportivă. Au fost încălcat proiectul ca să nu ne gazificăm noi țăranii. Au încălcat proiectul, au trecut pe altă parte. Atunci eu am fost nevoit și am chemat, m-am adresat la Parlament și de la Parlament mi-a spus, domn Petroș, proiectul dacă e făcut, așa trebuie să meargă înainte. A doua zi a numit o comisie, domnii au fost amendați, cât și șeful gazificare și cât și șeful gazificare de la Iedniță. De asta în ce an s-a pornit? În 2008, parcă noi ne-am gazificat așa ceva. Oho! Din 2008 am avut noi gazificarea aceasta. 10 ani deja. Da, 10 ani. Acum, ne-am implicat în treaba asta. Noi am lucrat, o parte de cetățeni am fost înnăniți ca să lucrăm, că noi erau lucrători. Noi am lucrat, eu singur am fost numit de cetățenii ăștia, că 21 de case am luat inițiativa și i-am dus de la început și până la bun gătit, până la ultimul lor care era asta, să dea drumul gaz la plin. I-am adus cetățenii, nu am luat nicăieri. Eu am luat buletinile lor, am luat tot, m-am dus la întreprindere, am plătit toate cotizațiile, tot ce a trebuit și am adus acasă. Eu am fost, eu le-am dat și pe unde se fac ventilația, pe unde te așează. Nu s-a implicat domnul Cojocaru, că el este cu asta. Acum, după ce s-au gătit toată gazificarea, am făcut noi casele noastre, s-au gazificat și școala sportivă, am dat drumul la gaz, a fost bine, am plătit. Acum, domnul Cojocaru primește leafă pe treaba asta. Eu am 2 iași care sunt după mine. Nimeni nu are dreptul să se unească la acest traseu, fără voia noastră.
Acum, domnul Cojocariu, noapte, o mai strâns bani, era în stare de libertate, o mai strâns de la 50 persoane, ori, eu știu că țin de acolo, sunt 25, eu știu mai cum este lista, clar, dar sunt mai multe persoane, o strâns de 2000 și ceva la fiecare ca să gazificeze casele. În timp cealaltă, domnul Cojocaru nu știu ce a făcut cu banii, banii au rămas fără bani și fără gaz. Vedeți, a fost amăgit. Astăzi, judecată, eu am declarat. Oamenii, cetățenii care au dat bani, nu sunt implicați în contractul care am făcut noi la școală. Am tras gaz, care a fost până la școală, oamenii ce n-au absolut nimic. Nici o scătură nimic. Așa că firma care a construit, tot nu are nimic din. Și oamenii cer ca să-mi toată banii înapoi. Domnul Cojocaru nu spune că banii au fost achitați pentru proiect. Dacă a fost pentru proiect, arată-mi documente. El nu arată niciun document nimic. Nu are documente la mână, nu arată. Astăzi eu am cerut de la judecător ca dosarul să fie reîntors la recăutare și domnul Cojocaru să fie tras la răspundere za, cum să spunem, pentru că o jignit oamenii, au furat oamenii de bani, deci, până în prezent. El s-a cumpărat mașină, el cu mașina peste hotară, face business, dar oamenii șerp și plâng. Și sumă mari, Nicolae Petroci? Sumă totală mari? Ei, suma s-a strâns de 50.000. 50.000 de lei, dar oamenii au rămas fără gaz și avea 8 ani de zile, au plătit bani și... Vreo 30 de persoane, da? Da? Vreo 30 de persoane. 25, așa sunt 25 de persoane cât sunt de acolo, păi sunt mai alți care au mai dat, dar noi nu avem numai asta. Noi avem aștept din 2003, că s-a pornit un proiect stat, înțeles, s-a strâns de la 700 de oameni și 200 de lei. Atunci s-a strâns o sumă colosală de 140.000. Iarăși, nimeni nu poate să vină să spună că și s-a făcut cu banii ăștia, voi s-au dus banii ăștia, oamenii au rămas. Eu am spus, dacă oamenii să vin să spun unii bani, să ne spui cine, primarul i-a luat că întrebuințat, unii au trebuit lui banii ce. Noi am rămas. Curtea de apel astăzi a întors materialul cu gazul la precăutare. De data de 13 a ne spui decizia care o să iei. Eu am cerut decizie să fie jos, să răspundă domnul Cojocaru pentru ceea ce a făcut el. Domnul Cojocaru, ăsta este și primarul, da? Păi primarul, el e prin capul satului. El a fost, ei au fost organizații, toți au fost aici. El a umblat pe ce? Primarul a umblat și a organizat aici. El a umblat, înseamnă că și el e implicat în treaba. El nu e implicat în treaba. Primarul de la Trinca Edineț, da? Da, primarul cu dumneavoastră Anatolie, el este implicat mai mult de dosare, nu-i numai trăiește, el are mult, el are făcut, are furat 1.500.000, iar Petrovici și nu v-a complicat întrebarea, primarul a furat 1.500.000 și nu a avut cine ridica să, acesta, să constateze acesta material. Petrovici trebuie să constateze, când ajunge judecat, Petrovici spune că nu are dreptul, justiția. Judecătorii. De ce nu are dreptul de atâta? Că ei sunt cumpărați deja urmă. Gata. Nu mai facem. Nu mai avem încredere. Nici în procuratura raionului, nici în poliția din Iedniță, nu mai avem în judecătorie din Iedniță. Chiar și la curte de apel nu avem încredere în unii judecători. Vreau să spun cu a doilea material. Unde a venit, înțelegi? M-a întrebat pe mine cine ești mă ta în judecată, grupa. Ia că i-am uitat cum e familia la judecători ăștia, dar vreau să spun, dosarul 2 care este o patimită, o persoană după o explozie în Dipileu, preașca Ion, acolo el era la braconaj, care i s-au dus furis niște material, știu, cu explozie, cu material explozibil, o patimită acesta persoană. Materialul este falsificat, el a citat de pe casă, e procuratura raionului, nici cu ministrii, cu comisarul raionului, domnul Rus Alexandru, cu domnul Chistrugă, Vladimir, care el este, a fost dus materialul ăsta, mă numesc pe mine că eu sunt un trădător, am documente la mână că eu sunt trădător de treaba asta. Vreau ca justiție, eu am vrut în justiție să fac o lumină, oricare să iasă.
Am rămas inspirat pe Abastor, cum să mai numesc, înțelegi? Eu nu mai am loc, înțelegi? Eu scot la iveală de sute și milioane de lei. S-au furat monumentul istoric al naturii, s-au distrus. Și aceștia braconieri erau acolo, și Bobul Dorin, și Preașca, și era și ăsta, mulți alții care sunteți maturi acolo, ei erau la furat la piatră. Și-au pătimit pațanul prin explozii, și materialele astea s-au făcut falsă și pe mine nu mă recunoaște curtea de apel. Bă, nu mă recunoaște. Eu nu am dreptul la fac aceste inștiințe. Nicolae Petrovici, dar sunteți la curent că la Chișinău s-a făcut protest în legătură cu asta. Oleg Brega și Alexandru Munteanu au făcut protest. Eu am făcut la ecologie, eu făcut. Știu că au făcut. Dacă se poate depus protest și ala să legați lei de asta, dacă nu a fost, să le lezi, măcar câteva să le spui acolo, să le anini, să vadă ei. El a spus că eu nu am dreptul la nimic. Eu sunt cetățean al Republicii Moldova, și eu am tot dreptul ca să dau. Și la, când am fost la prima instanță, când am judecat cu prima, eu le-am dat și lista. Eu sunt în grupul Hyde Park, care sunt un luptător, lupt pentru de a distruge corupția din Republica Moldova. Bine, vă mulțumim. Totuși, ca să lămurim până la urmă, băiatul acesta a fost acolo la defileu, a pățit da, cazul. El era la defileu, băiatul ăsta era la defileu, l-a ajutat ca să pune piatră de acolo, l-a încărcat piatră. Și ei când au făcut drevâși, dar băiatul ăsta au picat acolo, dar ei au făcut material cu ajutorul lui. Oamenilor care au falsificat documentul trebuie să intre la răspundere. Dar așa am înțeles că Vasiliu, băietul era sub mașină chiar. Cine? Băietul nu acesta. Nu era pe sub mașină. Băietul era să juca pe acolo, el s-a ridicat sus pe dâmbul și ala în carieră și când i-a făcut explozie, el a cicat tamar sub pe explozie și el s-a dus tot pământ în jos. S-a rupt piciorul, l-a paramat acolo. Noroc a scăpat viu. Da. Dar materialul s-a făcut, o falsificat pe cea de casă. Asta este. Dar aici este implicat Procuratura Raionului Iedriț, este implicat Poliția Raionului Iedriț, este judecătoria, este medicina implicată într aceasta. Toți sunt implicați într aceasta. Bine, Nicolae Petrovici, sunteți de acord ca să publicăm tot acesta? Da, eu sunt de acord. Eu dau de acord, nu numai la aici, dau de acord și o comisie să fie criminală, ca să controlăm acest caz. Așa își scrie, să le spun. Eu sunt gata o comisie criminală și vinovețe să fie trași la răspundere. Noi a fost activistul civic, membru a Hyde Park-ului Nicolae Petrovici din Trinca, Iedinț. Bine, vă mulțumim!